веки вы сэр ютубе. Когда он деве трабалляр де ума коза, но... Ума коза, деве. Tudo bem? Sim. É boa porque ela cresce rápido, atrai muito beija-flor. Eu chamo pra quatro, amor. 2 metros. Não, quatro, pra mamar quatro. A trepeira do está se camisca. Ăsta îți plac ție? Da. Ăsta îți plac ție? Da, îmi plac foarte mult, dă-te mai în spate, sunt superbe. Zici că sunt din Delta. Mie îmi place asta. Bem. Asta îmi place. În ce lugar la? În Bambinia. Eu nu sunt muito strito con esa cosa. Eu sunt. É, você é. Ela manda. Ela que manda, já vi. As romenas são bravas? Só eu. Sou uma brasileira. Sunt iguais. Le-ți plac ție? Da, îmi plac foarte. Gata, le luăm. Da, astea sunt cam sărace. Sunt cam sărace. Se va juca în vază, nu? Si. Ia, uitați ce copac. Ei, jabuticaba? Cât e de tare copacul ăsta. Are fructele efectiv pe trunchi. Sunt foarte frumoase. Sim, sou fã de livro. Eu uso digital, mas eu ainda sou mais antigo, mais vintage. Ia, uite cine s-a oprit aici. Ia să vedem ce ne mai face construcția. Ia-o pe acolo. De ce râzi? Păi da, ca să ne murdărâm. Ia-o. Carla se umple de noroi, intră în mașină, noroiește tot și după aia zice: "Ah! Ah! De unde? Cum ați angajat-o?" Adică... Știi ce față ai făcut? Ia, păi luat-o pe noroi, mă. Unde crezi că ai crescut-o? Pe asfalt? Dacă vede Adi astea, ia uite și pe la mine. Ce se întâmplă aici, Gabriel? Scoate-le. Trebuie să le scoatem. La zica. Bagă-te tu la zica. Hai, dacă mă duc eu să le iau. Țin. Da. De când am ajuns în Seha Grangi, nu mai ești așa scârbos. Viața m-a făcut. Viața m-a făcut. Să nu mai fiu. Ia, uite, mă. Da, hai. Asta pentru Adi am făcut. Mă gândesc la fratele meu cum suferă. Când vede chestii, da. Lemne în apă. Lemne în apă. Da. Păi mare lucru nu e. Stai să... Nu s-a schimbat nimic. Nu s-a schimbat nimic. Eu uite din bine afară? Da. Aha, țin minte. Ce tare ești, du-te, mă. Ea a vrut ușa asta, ca să intre direct cu cumpărăturile în cămară și să și le aranjeze pe aici, să intre în bucătărie și să lase living-ul ne... Atins. Neatins de noroi. Chiar arată bine. Dar e foarte, foarte înalt. Extrem. Stai puțin, că nu-ți dai seama. Încă n-ai văzut. Este... capătul de la fierul ăla? A, până acolo să fie? Da. Are 2 etaje? Nu. De ce ați făcut așa înaltă? Extrem de înaltă. Nu știu, am vrut ceva diferit și a ieșit ceva foarte diferit. Cum? Zici că e insula aia, ne-am uitat noi la un film zilele astea și zici că e insula aia abandonată din aia. Cum se numea filmul? Triangle of Sadness. Triunghiul tristeții în română. Pentru că filmul vorbește prea multe limbi străine ca să ne obosim pe românește. Hai, bagă fața aia, te rog eu, mă. Nu, haide, mai bagă fața aia încă o dată. Alea, așa. Fața, când spun ceva ce nu-i convine în lumea, ea face... Ia. Hai, mai fă tu așa. Așa. Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Așa e. Hai, dă-mi și tu, te rog eu. Hai, mă. Hai, bagă fața aia așa. Nu mai face. Aaaa!
Nu poate, așa e ea, când o ia pe râs, o ia pe râs. Bărbaia, nu mai avem mult, ia, gata, aproape am ajuns aici, la final. Gardul și... Na, mă uit că acolo e un nivel și aici e un alt nivel la baza aia de cimen, în fin. Vreți cafea? Ok, hai. Vor să le scot, ce să fac, le scot. Nu prea încotro, suntem două. Uite ce m-a dat Luis pentru tine. Păi ce să dă înapoi? Mi-a zis că l-a rugat să-ți cumpere una. Păi să rămâne aici, că să am cu ce măsura, că niciodată n-are de asta să pot măsura. Hai să scot fetele. În viață este vorba și despre ieșit afară. Eu înțeleg, când eram mic, pedeapsa capitală era să nu te lase afară. Dacă nu mă lăsa tata afară, e ca în ziua de astăzi când le iei telefonul. Fiecare generație cu treaba lui. Ciao, Luis! Ciao! Cabana de Impala? Da. Dar voi cum ați intrat? Am lăsat ușa, mașina deschisă? Da. Am oprit? Ca să ce? Zi tu, Lavinia, de ce am oprit? Ca să vorbim cu caii. Ca să vorbim cu caii. Noi ne plac caii. Ce faci, mă? Dai de picioare? Vezi că s-a dus pe partea aia, ca picolina, s-a ascuns. Hai, mă, vino, mă! Hai mă, că vine, mă! Vine! Haide, vino, vino, hai! Calule! Calu! Calu! Ce față ai, mă! Tale! Două șempadas, una agua mineral sem gas. Trebuie să fac o poză pentru că arată prea bine. Generația asta nouă imortalizează tot un electronic, după care uită. Că-s prea prăjit să-și mai aduc aminte ceva. Ca să ne amintim, intrăm pe Instagram. A, da? Bun, ce vrei să-l luci? Da. Ce suche? Gengibre. La rege mangerică. Ghimbir cu portocală și cu busuioc. Da, interesant, foarte interesant. N-am mai întâlnit câine mai obraznic decât tine. Nici n-am auzit vreodată. Să-ți fie rușine! Lavinia o ceartă pe Uma pentru că i-a mâncat pâinea. Lăsase Lavinia o pâine la crescut și... Cum? Nici nu a gândit. E prima oară când mănâncă pâinea. Bine, n-a mâncat-o toată. Ne-a lăsat și nouă puțin. Mergem în Brazilescu să udăm iarba. Și ia uitați ce avem noi pe bord. Veșnica pisică care ia stă mama ei de pisică. Ce să zic? Opa, ușurel, te rog. Hai, jos. Ușor, ușor. Așa, bravo. Nu te grăbi. Ce avem aici? Să înțeleg că ăsta e sistemul nostru de irigare, nu? Da. Oare o fi de ajuns? Nu cred. Cred că va trebui să fie udat bine. Nu e nicio problemă, e prima noapte în Brazilia, albă. Albă. Ce luminoasă casă avem. Să-mi spui și mie când îmi vine rândul. Crezi că avem suficient de multă apă în piscină? Crezi că avem suficient de multă apă în piscină? Da, nu e vorba de asta. Ca să udăm gazonul, Gabriel? Nu vai da certul. 5 ore stau aici să ud gazonul, ai nebunit la asta. Nu zici că trebuie să ne luăm și noi un furtun? Ba da. At least. Am pus să mai iau niște găleți de acasă. Și ce-am găsit aici? Ce-am găsit aici? Mamă, dar tu știi ce apă caldă și mișto e? Wow! Intri? Intră tu!